este jurul central al Noului Testament și o mare bucurie, o mare sărbătoare pe care noi anul acesta am ratat-o oareși cumva. Mi-aduc aminte că în satul bunicilor mei, în Moldova, atunci când se sărbătorea învierea Domnului, 40 de zile până la înălțare, toți oamenii din sat, nu contau de ce culoare confesională erau, se salutau cu Hristos, a înviat și ceilalți, nu aveai ce să faci, trebuia să recunoști și să spui cu adevărat a înviat. În ziua înălțării, când se sărbătorea înălțarea, se salutau oamenii cu Hristos, s-a înălțat. Și celălalt răspundea cu adevărat s-a înălțat. Sunt momente extraordinare pe care mi le aduc aminte și vreau să le trăiesc. Consider sărbătoarea aceasta a învierii Domnului Isus Hristos deosebit de importantă. De aceea și în dimineața aceasta aș vrea să ne raportăm mesajul la învierea Domnului Isus Hristos. Sunt bucuros să fiu la dumneavoastră în această zi. Domnul să vă binecuvinteze. Atunci când am primit invitația de a sluji și de a participa din nou împreună cu voi la închinare, inima mea a fost deosebit de bucuroasă. Primesc tot felul de invitații și cea mai ciudată invitație a fost săptămâna trecută, când am a sunat cineva așa cu voce stinsă și mi-a spus, frate Alex, te-am văzut, ai predicat la mormântare la cineva. Și spune, vreau să te invit să predici și la mormântarea mea. <laughs> a fost așa destul de ciudat, frate, când eu voi muri, vreau să predici tu la mormântarea mea. A fost, trebuie să recunosc, cea mai interesantă invitație. Dar, când am știut că vin la dumneavoastră, așa cum spunea și prietenul meu, Dan, am știut că vin la o biserică vie și asta m-a bucurat deosebit de mult. Sunt cazat la verișorul meu, Cornel, care s-a portat cu mine ca și un frate, și asta m-a bucurat deosebit de mult. Mă bucur să văd tinerii cu care am avut părtășii anul trecut în tabără, slujitorii voștri cu care am avut de atâtea ori părtășie și pe care îi apreciez foarte mult. Însă cred că ceea ce dă gust și impact slujirii din dimineața aceasta este prezența Hristosului înviat. Aș vrea ca să citim cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt inspirat. Și țin tare mult să ne arătăm reverența, Respectul față de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare. Voi citi din Evanghelia lui Luca, de la capitolul 16, începând cu versetul 9. Cu toate că unii ar zice că acesta este un text neinspirat, divin, credem că ceea ce este scris în Biblie poartă amprenta Divinității. Este un cuvânt sacru și vreau să-l tratăm ca atare. Marco menționează următoarele. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămâni, s a săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese șapte dragi. Ea s-a dus de-a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, pe drum, când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, s-a arătat celor 11 când ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredință și împietriria inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerp, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus... După ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Vă rog să vă reașezați. Hristos a nu este doar un salut, nu este doar o sărbătoare. Hristos a înviat este o realitate. Hristos este viu. El trăiește și El vrea ca așa cum este El viu, așa să fie și ucenicii săi, și biserica sa, și aceia care cred în El. Însă, Realitatea ne arată, ne spune că, deși sunt mulți credincioși vii, plini de putere, plini de entuziasm, care au impact în lumea aceasta, realitatea ne spune de asemenea că sunt și credincioși care merg greu pe drumul credinței. Sunt credincioși care abia se mai țin într-un fir mic și subțire de credință. Sunt credincioși apăsați. Sunt credincioși debusolați, unii recunosc, alții nu. Cei care nu recunosc se ascund, își ascund slăbiciunea credinței lor în religiozitate, în diferite discipline bisericești eclesiale. Am văzut de atâtea ori oameni care nu mai cred, oameni care sunt în depresie spirituală, dar vin la biserică, cântă, contribuie, dar ei nu mai știu pe ce cale să meargă. Dragul meu, trebuie să spun în dimineața aceasta că Domnul Isus Hristos este interesat de credincioșii care sunt puternici și au viață din belșug, însă Domnul Isus Hristos este interesat și de cei ucenici, și de cei credincioși care abia mai merg sau care nici măcar nu mai știu pe unde să meargă. Nu mai știu ce capăt să apuce, cum să meargă înainte. Credința lor a băltit, nu mai au putere, nu mai au vitalitate. În dimineața aceasta, Hristos este interesat de fiecare dintre noi. Și dacă cumva, ești aici un om apăsat, un om care are credința afectată, ciobită, distrusă, ruginită. La fel cum, într-o oarecare măsură, era și credința ucenicilor. Spune cuvântul Domnului, versetul 10. Când au auzit ucenicii mesajul că Hristos a înviat, spune cuvântul. Ei plângeau și se tânguiau. Nu știu cum, dar parcă este o imagine a credincioșilor din ziua de astăzi, mulți. Cum îi frate? Ha, ca pe pământ, frate. Când te uiți la ei, tu intri în depresie. Ce să mai vorbim de el? Cum îi, cum îi viața? Și plâng și se tânguiesc. Numai necazuri, numai suferință, numai probleme. Este o realitate spune cuvântul domnului aici că n-au crezut. Când i-a spus: "Da, dar uite că există și biserici puternice. Uite că există și oameni care se roagă. Uite că domnul face și minuni. Uite că domnul răspunde." Și spune cuvântul aici ei n-au crezut o. Și sunt credincioși care nu cred. Vine anticristul mai degrabă cred în anticrist decât în Hristos. Mai degrabă cred în necazul cel mare decât în coborârea Duhului Sfânt. E bine. Cu toate acestea, Isus dorește reabilitarea oricărui credincios. De ce? Mesajul meu în dimineața aceasta se intitulează Metodele reabilitării credinței. Metodele reabilitării credinței, pentru că Domnul are o metodologie anume, are anumite metode prin care lucrează. Și aș vrea ca să ne uităm, să le înțelegem, să le trăim, să le experimentăm, pentru ca credința noastră să fie puternică și să fie vie. Pentru că avem un Hristos viu, la fel să fim și noi. Amen. E bine, prima metodă pe care Domnul o menționează aici, prin care reabilitează credința ucenicilor, este insistența. Domnul Isus Hristos este insistent. El nu este categoric, așa cum noi am cădea câteodată în panta asta. Crezi în Domnul? Da sau nu? Nu. Salut. N ai crezut? Asta este. Domnul nu este așa. Uitați-vă cât de insistent este Domnul cu ucenicii săi. Și spune versetul 9. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâi, s-a arătat. Mai întâi, Mariei Magdalena. Însă mergem mai departe. Versetul 12 spune, după aceea, din nou, el nu, nu renunță, s-a arătat în alt chip la doi dintre ei. Versetul 14, uite te ce Hristos insistent, în sfârșit s-a arătat celor 11 și el s-a tot arătat și el s-a tot arătat. Cui s-a arătat el? Unor credincioși care nu credeau în el. În celelalte evanghelii sinoptice, la un moment dat, ucenicii se uită la el, ridică din sprânceană și zic, lucă, domne. ți se pare? Ne vorbește Domnul. Eu știu dacă ne vorbește Domnul. Dragul meu, vreau să spună dimineața aceasta un mare adevăr cristic. Iisus Hristos insistă în dreptul tău pentru a-ți reabilita credința. Ce credeai? Că dacă tu odată n-ai crezut, că dacă tu odată ai căzut, că dacă tu odată l-ai dezamăgit, că dacă tu de două, de trei ori te-ai îndepărtat de Domnul, Domnul zice, mă băiete, asta este, îmi pare rău, eu am încercat odată cu tine, n-am ce să fac. Nu, nu, nu. Proclamă în dimineața aceasta și spun, avem un Hristos atât de bun, atât de îndurător, atât de milostiv, încât insistă în viața noastră. Și noi închidem ușile și zicem, Doamne, eu nu cred. Domnul ne vorbește prin vise, prin prorocii, prin accidente, prin binecuvântări, prin predici, prin cântări, prin rugăciuni. Și noi de fiecare dată suntem într-o stare atât de joasă încât găsim scuze. Prorocul nu-i bun, visul este din mulțimea gândurilor, pe păstor lasă că-l știu eu, cântarea este prea dansantă, prea nu știu ce. Și închidem ușile, dragul meu. Hristos este atât de insistent în bunătatea Lui, încât în dragostea Lui el trece chiar și prin ușile aceste pe care noi le punem și le închidem. El insistă și vrea să ni se descopere. El vrea ca să-l înțelegem, că El este Hristosul cel viu. Nu renunță. Spune cuvântul Domnului în Deuteronom, capitolul 31, atunci când Moise spune eu nu voi intra în țara promisă. Vă veți duce voi. Și uite de ce spune cuvântul Domnului. Deuteronom, capitolul 31, versetul 8. Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. De aceea nu te teme și nu te înspăimânta. A cuceri Canaanul nu era o chestiune tocmai ușoară. În prima dată, datorită imaginii care stătea înaintea lor. O imagine care arăta oameni puternici, o, cea, o țară întărită, oameni dibaci în ceea ce privește războiul, ca să te descurajezi, era foarte ușor. Și Moise să le spune un cuvânt profetic, atenție, valabil și pentru noi astăzi. Dumnezeu merge cu tine, da, Doamne, dar noi, ca să cucerim, câteodată ne mai descurajăm. Noi câteodată ne mai împiedicăm. Noi câteodată ne îndoim. Noi câteodată nu credem. E bine, spune cuvântul aici, Domnul nu te părăsește, Domnul nu te lasă, Domnul nu te abandonează, Domnul insistă în dreptul tău și Domnul este cu tine în dimineața asta. O glorie Domnului! Tot de mult mă bucur de această caracteristică, de această metodă a Domnului. Dacă Domnul n-ar fi fost insistent în dreptul meu, să insiste, să nu mă lase, dragii mei, Înaintea Domnului vă spun cu toată sinceritatea, n-aș mai fi fost ce sunt astăzi, n-aș mai fi avut credința pe care o am, n-aș mai fi avut slujirea pe care o am în dimineața aceasta. Dar Domnul a insistat. Au fost momente în viața mea când m-am îndoit cu siguranță, însă n-am avut un Hristos pretențios, n-am avut un Hristos uh, care să, spună, să mă pună la colț în momentul în care eu mi-am dovedit necredința, o nu ci am avut, am și știu că voi avea. Un Hristos care insistă. S-ar putea cineva să fi fost abandonat pe pământul acesta de părinți. Este o experiență teribil de grea. Eu de la vârsta de trei ani am crescut fără tată. Mi-a fost foarte greu să-L percep pe Dumnezeu ca tată, neavând imaginea acestei autorități. Inima mea a fost total zdrobită când citind în Faptele Apostolilor, capitolul 15, pilda fiului risipitor care de fapt vorbește despre tatăl, Pe fost foarte greu să o înțeleg. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, vreau să te înțeleg pe tine ca tată, așa cum ești tu. Chiar dacă eu n-am avut un tată și în mod natural, firesc, credeam că atunci când vine vorba despre Dumnezeu ca tată, de undeva din subconștientul meu pleca experiența mea a abandonării. S-ar putea și tu să ai experiența asta. Și de fiecare dată să crezi că Dumnezeu abia așteaptă să te abandoneze. Că te uite undeva într-o gară, undeva într-un coș, la ușa nu știu cui. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 27, versetul 9 și 10. Nu mi-ascund de fața ta și nu depărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu nu mă lăsa, nu mă părăsi Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul, Domnul mă primește. Dragul meu, te invit în dimineața aceasta, la fel cum spunea și uh, Avram la început, să te uiți la Hristos așa cum este El și să nu proiectezi asupra Lui o imagine pe care tu ai avut-o poate despre un părinte care te-a abandonat. Hristos nu este un om Hristos nu este o ființă umană pe care să-l vezi că te abandonează, că te vorbește de rău, că te uită. Nu! Hristos este Dumnezeu și dragostea Lui nu este o dragoste umană, ci este o dragoste dumnezeiască. Dragostea aceasta dumnezeiască este caracterizată de insistență. nu e așa? Vorbesc acum în mod special tinerilor. Când am fost în tabără, la un moment dat am abordat și relația aceasta dintre băiat și fată. Și le spuneam în felul următor. Dom'le, dacă te duci tu, mare flăcău, făt frumos, călare pe cal alb, și bați la inima prințesei și vezi că inima este închisă, bați și tu ca om, dată de două, dar nu insista prea mult. O ușă închisă este o ușă închisă. Trebuie să înțelegi chestiunea asta. Sau să zic și eu cum zic predicatorii, nu știu pentru cine zic asta. <laughs> nu insista, asta este, caută alte prințese, că mai sunt. E bine, Domnul nu face așa. Domnul nu vine și bate la ușă și zice, Doamne, este închisă, fii atent, mai bat o dată de două ori, dacă nu, s-a zis. În dragostea lui perfectă, pentru a ne reabilita, Hristos insistă. Și uite cât de tare insistă, încât ne spune Luca, menționează una din pildele Domnului Isus Hristos. Luca, de la capitolul 13, versetul 6, spune așa. Luca 13, cu 6. Insistența Domnului. El a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc taiel, de deci ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Și iată pledoaria plină de dragoste, de insistență. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod dacă nu îl vei tăia. Dragul meu, știi ce trăiești tu în dimineața aceasta? Dragostea insistentă a lui Hristos. Tu asta trăiești în dimineața aceasta. Un har pe care aș vrea să-l vedem și în felul acesta. Noi de atâtea ori credem că relația noastră cu Dumnezeu depinde strict și în mod exclusiv de noi. Nu este așa. Dacă Domnul ne-ar vorbi numai când suntem noi dispuși și gata să-l ascultăm, dacă numai atunci ar lucra Domnul în viața noastră, numai când noi venim la biserică și suntem cu inima deschisă după ce am postit vreo două-trei zile, ar fi vai și amar de noi. Avem un Dumnezeu care și atunci când noi îi întoarcem spatele, nu credem, ne plângem, tânguim, aducem argumente și contraargumente. El chiar și atunci ne iubește și insistă pentru a ne reabilita credința. Dragul meu, te invit în dimineața aceasta să privești către Hristosul care insistă în dreptul tău și să lași să lucreze înspre reabilitarea credinței tale. În al doilea rând, a doua metodă prin care Isus reabilitează credința ucenicilor și a noastră astăzi este argumentarea, argumentarea. El insistă, insistența și argumentarea. El o face. Există ceva logic în credință. Sunt uh, unii oameni care spun în felul următor: "Domnule, credința și logica n-au nimic în comun. Credința sfidează logica." Poate pentru unii. Pentru Hristos nu. Uite ce spune cuvântul Domnului, versetul 12. După aceea s-a arătat în alt chip la doi dintre ei pe drum, când se duceau spre țară. Sau cu alte cuvinte, Domnul se alartă într-un alt fel, dintr-o altă perspectivă, aducând un nou argument. Asta face Hristos, asta a făcut Hristos cu ucenicii și asta face Hristos și cu noi. Trebuie să recunoaștem un aspect. Cel puțin eu unul îl recunosc. Am nevoie de mai multe explicații ca să înțeleg un singur lucru. Asta este. S-ar putea unii, pac, să și prindă din prima, eu mai greu. Dar am un Hristos care știe să argumenteze cu mine. Nu este ca profesorul meu de matematică, din liceu, care cu o mână scria tabla și cu cealaltă ștergea. Și <laughs> nu cum să vezi oricum ce scrie datorită, avea un cap mare în sensul că era deștept. Și oricum nu vedeai ce scrie, trebuia numai să deduci de ce scria el, ce învăța el. Hristos nu este așa, cu o mână scrie și cu cealaltă șterge. Ai prins-o, nu? Data viitoare. Hristos zice, ai înțeles? Doamne, nu prea. Ce -o problemă? Vin la tine în alt chip. Mă întrebau niște tineri, Alex, cum adică în alt chip? Altă înfățișare? <laughs> nu sub alt aspect, printr-o altă parte, dintr-o altă perspectivă. Nu l înțelegi pe Domnul așa, nicio problemă. Domnul nu zice, ori înțelegi așa, ori alte cale nu există. Mai avem și alte metode. Și Domnul se arată sub diferite aspecte. Spre exemplu, Ioan capitolul 21, pescuirea minunată. Domnul se arată sub alt fel, că ei nu înțelegeau, ei nu pricepeau. Copil așa, prins ceva, pește, și ei nu. E bine, le spune să arunce mreaja din nou în mare, ei prind pește. Argumentul că El este Dumnezeu este pescuirea minunată. Petre, Petre adu-ți aminte că prima oară când te-ai întâlnit cu Hristos, Hristos a făcut aceeași minune. Acum când Domnul vrea să te reabiliteze, face din nou aceeași minune pentru a te reabilita. Adu-ți aminte acela care ți-a vorbit în momentul în care ai hotărât să-L urmezi pe Domnul, să intri în slujire, să calci pe urmele pașilor săi, este același Hristos care îți vorbește în dimineața aceasta. Aceeași voce o auzi. Apoi, Domnul ca să-i convingă, vine la, el sub, la ei sub altă formă. Și ei când ajung pe mal, Ioan 21, găsesc acolo jăratec, găsesc acolo pește, pâine, în altă parte spune un fagure de miere și Domnul zice, eu sunt. Și ia peștele, și începe să mănânce. Un duh nu poate să mănânce. Într-o altă conjunctură, Domnul îi se arată și zice, uitați rănile mele. Toma, vino să pui degetele în coasta mea. Toma, eu vin la tine până acolo încât sunt gata să argumentez cu tine. Eu nu-ți spun, ori te ridici la statutul meu, la nivelul meu de pricepere și de înțelegere, altfel nu stau de vorbă, nu. Hristos zice, care este nivelul tău? Păi uite, ăsta este nivelul meu. Hristos zice, acolo mă cobor după tine. Cum poți tu să înțelegi? Eu vin să-ți argumentez, dragul meu, în dragostea sa, în pasiunea sa, a lui Hristos pentru noi. El se duce până acolo, încât argumentează cu noi. Atenție! Anunță lege cineva că negociază cu noi, ci argumentează. Ne ia pe toate fețele, ne ia prin toate părțile, vine, ne sprijină, ne explică. Și uite-te ce spune cuvântul Domnului în Luca, pentru că este vorba despre cei doi ucenici care merg spre Emmaus. Luca, de la capitolul 24, versetul 27. Luca 24 cu 27. Uite cum argumentează Hristos. Și el, Hristos, a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit. Dați-mi un sinonim pentru tâlcuit. Le-a explicat, le-a argumentat, uitați-vă, în toate scripturile ce era cu privire la el, zice Domnul. Uite de ce face Hristos ca să reabiliteze credința, dragul meu. Vreau să te întreb în dimineața aceasta, tu stai deschis la argumentația Domnului? Te rog, nu, nu fi gata să respingi. Nu fi că tu le știi pe toate. Ok, admitem că ești un om foarte cu, cu foarte multe cunoștințe. Hai să zicem. Dar te rog, stai cu mintea deschisă față de argumentația Domnului. Și asta o găsești în Scriptură. Am stat de vorbă cu persoane la consiliere care au venit. Și îmi spuneau, frate, credința mea este foarte slăbită. Nu știu ce să mai cred, ce să fac. Mergând în Europa, într-o altă țară, a fost chemat într-o familie, neapărat zice să treci pe la, pe la noi. Am trecut crezând că vrea să bem o cafea. A fost vorba de mai mult de atâta. Și spunea sora, nu știu pe ce drum să mai merg sunt decimată, sunt distrusă, nu știu ce să mai cred. Am citit și cartea lucutare, am citit și cartea lucutare, am citit și cartea lui. Nu știu ce să. Păi cum? Că acolo scrie în cartea aia așa acolo scrie. Și am spus, soră dragă, ia Biblia, mai cu seamă Noul Testament, și citește. Și lasă-l pe Hristos să creeze cu tine în mod personal o relație prin care să-ți explice ce și cum și cât și ce trebuie să crezi. Tu cu Domnul. E ok, sunt foarte bune cărțile pe care tu le-ai citit, dar trebuie să reduci totul la bază, la miez, la esență. Pune punct. Te rog, nu mai asculta, că l-a ascultat pe nu știu ce predicator. N-ai suficient discernământ ca să faci asta. Te rog, oprește-te din a asculta și stai tu cu Domnul și cuvântul său. Lasă-L pe Hristos să meargă împreună cu tine pe drumul Emausului și să-ți explice. Să-ți arate din scriptură. Atunci când uh, Filip se întâlnește cu famenul etiopian, ați văzut, face exact același proces. Îl ia de la textul din Isaia și în toate scripturile îi explică ce era cu privire la Hristos, ca să ajungă la înțelegerea faptului că Hristos a înviat, că Hristos este Dumnezeu, că El este Mântuitorul, că El este Mesia, acela pe care îl așteptam, că El este Emmanuel, Dumnezeu chiar este cu noi. Dar lasă-l pe Hristos să-ți să explice asta. Dragul meu, poate că tu cauți experiențe, senzații. E adevărat că astea ne furnică așa din vârful degetelor pe coloană până în vârful degetul lor de la picioare. Însă experiența vine și trece. Eu te invit în dimineața asta nu să cauți o nouă experiență. Te invit în dimineața asta, lasă-L pe Hristos să-ți explice ce este cu privire la El din Scriptură. Să înceapă de aici, din Biserica Betania, să prinzi drag de Cuvântul lui Dumnezeu, apoi să te duci și să te uiți în Cuvântul Domnului, să-l citești, să meditezi la el, să-l memorezi. Lasă Cuvântul acesta să se întrupeze în tine, mintea ta să fie resetată după principiile pe care ți le zice Hristos în Scriptură. Zicem, toți amin la asta. Aleluia! Avem nevoie de o credință biblică. Ține minte, Hristos este gata să-ți argumenteze la orice întrebare pe care tu ai avea-o. Am cunoscut și cunosc oameni care spun, da, dar nu știu eu cum e treaba cu biserica, nu știu eu ce se face la biserica cu tare și la nu știu ce. Și de dovadă, nu-l mai urmează pe Domnul. Pentru că ei au argumentele lor, dragul meu. Argumentele pe care ți le aduce Hristos din Cuvântul Său sunt imbatabile. Cuvântul său este viu și adevărat. Este un cuvânt lucrător, deci este un cuvânt activ, cine se expune la cuvântul Domnului, cu inima deschisă. Omul acela va fi transformat. Ai nevoie de transformare, de reabilitarea credinței tale. Atunci, dragul meu, te chem în mod intenționat și serios să intri în contact puternic cu Cuvântul lui Dumnezeu. Asta va aduce transformare în viața noastră. A treia metodă prin care Isus reabilitează credința este una mai dificilă și o vom numi în dimineața aceasta mustrarea. Prima metodă este insistența, a doua argumentarea, a treia mustrarea. Versetul 14 ne spune acest principiu, această metodă. În sfârșit, s-a arătat celor 11 care ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră în viat. Îmi place credința asta din Evanghelie apostolică. Hristos li se arată și nu zice, voi nu credeți? Așa că nu aveți inima împietrită. Hai să facem o pantomimă. Hai să ne întâlnim la o cafea. Asta este, se mai întâmplă, voi sunteți mici și să-i mângâie așa pe creștetul capului, lasă că o să creșteți voi odată și o să înțelegeți toate lucrurile. Hristos vine și ca metodă a reabilitării credinței lor, îi mustră. E adevărat, este o mustrare plină de dragoste, plină de blândețe, însă Hristos le zice pe nume care este problema lor. Și recitesc, i-a mustrat pentru necredința lor, pentru împietrirea inimilor. Nu este o prezență a lui Hristos care le zice, bun, băieți, ce vreți în dimineața asta? Ce v-ar face vouă o plăcere să vă simteți bine? intenționat, am făcut greșeala. Ce, ce, ați vrea să auziți? Ce v-ar face o furnicături pe șirea spinării? Hai să vedem! Un nor de ceva? Vreți asta? Facem numai toată lumea să fie bucuroasă. Nu! Hristos se prezintă și zice în felul următor. Am să te mustru în dimineața asta. Pentru că n-ai crezut. Și o fac public aici față de toți. Este un Hristos interesant, nu-i așa? Un Hristos... Noi l-am luat pe Hristos și l-am occidentalizat să fie politic corect. Nu este. Vreau să te întreb în dimineața asta, dragul meu, înaintea Domnului, ce trebuie să mustre Domnul în viața ta? Spre ce rană trebuie să arate Domnul în inima ta? Spre ce minus? Spre ce gol? Spre ce păcat trebuie să arate Domnul în dimineața asta în inima ta? Galateni, capitolul 5, spune în felul următor. Galateni, capitolul 5, versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, bețiile, înbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mai citesc încă un text din Scriptură în nădejdea faptului că Duhul Sfânt va cerceta adunarea, chiar în timpul citirii textului. Citesc din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Să știți că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Ce trebuie să mustre Domnul în noi? Căci unii oameni vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neîmblânziți, neînfrânați, neiubitori de bine, vânzători, obrazici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Ce trebuie să mustre Domnul în viața ta? Ce trebuie să corectezi tu? Spre ce spune Domnul în dimineața asta să schimbi, să transformi? Joi seara am fost la o seară de evangelizare. Am predicat cuvântul Domnului, la urmă a venit o femeie și a spus, frate, uite, eu sunt în probleme. Și mi-a explicat problemele dumneai ei. Ce trebuie să fac? Și o soră, în primul rând, dumneata trebuie să te pocăiești. Cum să mă Da, Dar eu am probleme cu soțul. Da, 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 tocmai de aia. Dumneata, primul pas pe care trebuie să-l faci este de a te pocăi. Roagă-l pe Duhul Sfânt să te lumineze. Care sunt acele domenii din viața matale? În care trebuie să aduci înnoire, curățire, să vină Hristos și să aducă curățire, să lase sfințire. Care sunt acelea? Până să îți rezolvi problema cu soțul tău, tu trebuie să îți rezolvi problema cu Dumnezeul tău. Că de atâtea ori noi sărim, facem un salt peste Dumnezeu și cu Dumnezeu și așa el insistă. Și vrem altceva să rezolvăm: să ne rezolvăm jobul, să ne rezolvăm uh, problema din familie, să ne rezolvăm problema carierei, dragul meu. Hristos în dimineața aceasta, pentru că te iubește, el vine să insiste, vine să argumenteze, însă în același timp vine să te și mustre. De ce te rog? stai cu inima deschisă. Domnul începe chiar în momentul acesta, cum spunem, prin cercetarea Duhului Sfânt, să-ți aducă aminte care este acel ceva de care trebuie să te pocăiești. Și în ultima instanță, în dimineața aceasta, în al patrulea rând, a patra metodă prin care Isus reabilitează credința este împuternicirea. Este împuternicirea. Uite de ce spune versetul 15 de multe ori, citit desprins de restul capitolului, făcându-se o predică în sine doar de la versetul 15 în jos, despre marea trimitere. Însă ea este organic legată de toate celelalte aspecte spuse înainte. Apoi, cuvântul de legătură le-a zis și îi împuternicește. Pe cine îi împuternicește Domnul? Pe aceștia care nu credeau. Pe aceștia care tocmai erau cu batistele pe la ochi, cu ochii și ochii roșii. Pe aceștia care nu credeau. Pe aceștia care îi ridicau dintr-o sprânceană și le zice așa. Voi duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Și aici Domnul arată puterea numelui său. În numele meu vor scoate draci, în numele meu vor vorbi în limbi noi, în numele meu vor lua în mână șerp, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. În numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Ca să reabiliteze credința în ucenici, Hristos îi împuternicește. Le dă autoritatea numelui său. Vă duceți și lucrați. Pentru că atâta vreme cât auziți despre insistența Domnului, despre argumentarea Domnului, despre mulstrarea Domnului, fără să mergem cu împuternicirea Domnului, riscăm să ne băltim în această insistență riscăm să reargumentăm la argumentația Domnului și să ne supărăm pe mustrarea Domnului. Însă când Domnul îi ia pe ucenici și le zice, băieți, voi nu stați șase luni parte. Voi primiți împuternicirea mea Vă duceți și evangelizați, vă duceți și faceți ucenici, vă duceți și lucrați, pentru că în numele meu este putere. Puterea în lucrarea voastră nu va fi în urma celor șase, trei sau nouă luni pe care veți sta deoparte, nefăcând nimica, văzând ce se va întâmpla cu voi. Ci puterea în slujirea voastră va fi dată de autoritatea pe care voi o veți prelua din numele meu. Și Hristos le zice, duceți-vă până la marginile pământului. Dragul meu, trebuie să-ți spun în dimineața aceasta că fără slujire, este o chestiune de timp. Fără implicare în slujire. Este o chestiune de timp până când survine moartea spirituală. Acea postură a statului cu mâinile în sân. Să vedem ce mai fac cu elimelele de rigoare ăștia din biserică. Știi ce se va întâmpla? Inima ți se va împietri și mai tare. Se va naște Duhul acesta de critică. Duhul acesta de a da note. Până acolo, încât vei vedea atâtea probleme, încât vei spune: Biserica asta nu mai este vrednică de mine. Voi pleca. Până când voi găsi biserica perfectă, îmi voi face biserica acasă cu soția și copiii mei. Dragul meu, Domnul nu vrea să te izoleze. Domnul nu vrea să te retragi din mijlocul bisericii. Domnul nu vrea să-ți se descopere undeva, într-o mansardă, pe nu știu unde în mijlocul bisericii, Hristos vrea să te împuternicească, în mijlocul bisericii Hristos vrea să lase peste tine autoritatea numelui său, pentru ca tu, fică și fiu al său, să nu stai degeaba, ci să te ridici și apoi să experimentezi eliberarea de duhuri necurate, vorbirea în limbi noi, puterea de a trece peste obstacole, să bei ceva de moarte și să nu mori, spre exemplu, să nu fii vătămat, Puterea de a aduce Evanghelia lui Isus Hristos în zone în care oamenii sunt afectați, sunt bolnavi sub toate aspectele și să vezi că numele lui Isus are putere asupra acestor oameni. Asta vrea Hristos să experimentezi tu. Asta vrea Hristos să faci tu, să fii un slujitor. Dacă vrei să fii reabilitat în credință, atunci trebuie să accepti slujirea. Sunt convins și conștient că în dimineața aceasta Domnul ți-a vorbit și și până acum Domnul te-a chemat în slujire, însă în dacă n-ai făcut-o, dragul meu, trebuie să spun că ăsta este un pas în reabilitarea credinței tale. Tu nu vei putea merge înainte, tu nu vei putea să urci o nouă treaptă în relația ta cu Domnul, în cunoașterea ta, dacă nu accepti să vin prezența Domnului și să lași pe El să te împuternicească pentru lucrare. Nu știu care este talentul pe care Domnul ți-l-a dat, nu știu care este slujirea în care Domnul te cheamă, dar știu să-ți spun 100% convins că Domnul te cheamă în slujire. Tu spui, frate, dar eu sunt plin de necredință. Frate, eu numai ce am păcătuit săptămâna asta, eu sunt distrus total. Da! De aceea Domnul insistă în dreptul tău. Pentru că El vede în tine, nu un nenorocit, nu un păcătos, ci El vede în tine un mare slujitor. Un slujitor în familie, un slujitor în biserică, un slujitor în orașul acesta și în lumea întreagă. Asta vede Hristos în tine. Da, ai greșit, n-ai crezut, credința ta este slabă. Hristos argumentează cu tine. Da, te-ai răcit, te-ai depărtat, au venit tot felul de gânduri în viața ta. Mergi pe o cale greșită, poate ai dependențe, poate faci ceva greșit în viața ta. Hristos atât de mult te iubește, încât trece limita dincolo și nu mai este politic corect. Vine și te mustră și îți spune în față lucruri pe care l-ai greșit. Atât de mult te iubește Hristos, încât El nu stă să te bage în revizie și să stai câteva luni acolo, ci El în dimineața asta te și împuternicește. Eu cred că Isus Hristos este prezent aici, în mijlocul nostru. Nu datorită ceea ce zic eu sau lucrurilor care se întâmplă, ci datorită harului sau a bunătății sale. El poate să lase împuternicire în viața noastră. Dragii mei, haideți ca să ne ridicăm în picioare pentru preț de câteva clipe. Aș vrea ca să închidem cu toții ochii înaintea Domnului. Și aș vrea ca în momentele următoare să stai și mai mult cu inima deschisă ca acum față de cercetarea Domnului. Duhul Sfânt în momentele următoare, așa cum ți-a vorbit până acum, ați va vorbi și mai cum, și mai mult decât atât, însă în dreptul tău a problemelor tale. Te provoc numai atât, stai cu mintea deschisă la ceea ce Domnul îți va vorbi în continuare. Îți voi pune câteva întrebări și vei vedea că Duhul Sfânt îți va vorbi. Și te întreb în dimineața asta, cum este starea credinței tale? Reale. Nu te întreb despre venitul la biserică. Eu nu te întreb despre contribuția financiară, ci despre credința ta în Iisus Hristos. Te vezi în dimineața aceasta necredincios? Te surprinde duminica asta dimineață în impas cu o credință afectată, Debusolat? Asta este ceea ce îți zice Duhul Sfânt în dimineața asta, arătându-se realitatea? Ești în dimineața aceasta afectat în credință, plângi, te tângui, inima ți este împietrită, nu mai auzi glasul Domnului? Uite-te la Domnul cum insistă în viața ta. Ai văzut? Astfel pe Duhul Sfânt să-ți aducă aminte de acele momente când ai insistat și a tot bătut, și a tot bătut, și a tot bătut la viața ta, la ușa inimii tale în dreptul tău. Acele momente când tu ai spus că nu-i de la Domnul, acele momente în care tu ai spus că este coincidență, a fost insistența lui Dumnezeu în dreptul tău. De atâtea ori ți s-a arătat, de atâtea ori ți s-a arătat, la fel cum și în dimineața aceasta, prin puterea Duhului Sfânt, ți se arată de ce te rog în numele Lui Isus Hristos, deschideți ochii și privește-L pe El, pe Domnul, pe Salvatorul, pe Mântuitorul. Uite-te că El insistă, El nu te abandonează, El nu renunță la tine. Uite-te cum te urmărește, este pe urmele pașilor tăi. Merge cu tine prin vale, merge cu tine prin groapă. Este El Hristos ai viață, ai suflare în tine, este El Hristos, insistă. Poți să auzi, poți să gândești, este El Hristos, insistă. Și argumentează cu tine. Uite te cum ai auzit de atâtea ori mesajul lui Dumnezeu. De atâtea ori în biserica aceasta, Duhul Sfânt ți-a vorbit în mod repetat cu privire la problema ta. Tu ai crezut că este subiectul preferat al predicatorului, al păstorului. Dar era Duhul Sfânt care argumenta cu tine din nou și din nou și din nou. Și îți explica ție exact problemei tale. Duhul Sfânt în dimineața aceasta vine cu blândețe și mustră și ne convinge de păcatele noastre. Care este păcatul pe care îl mustră Domnul în dimineața asta? Am citit din Galateni și din Timotei acele liste ale faptelor firii pământești ale păcatelor. Dragul meu, în dreptul tău, pe ce apasă Duhul Sfânt în dimineața aceasta? Este curvie? Este prea curvie? Este desfrânare? Este ceartă? Este dezbinare? Este invidie? Este iubire de sine? Iubire de bani? Ce este în dreptul tău? Ce trebuie să mustre Domnul? Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți vorbească. Și apoi, lasă-L pe Duhul Sfânt să te împuternicească. Și aș vrea că acum la împuternicire, aș vrea să-L rugăm pe Domnul să-și facă lucrarea Lui completă în viața noastră. Haideți să-L rugăm, Doamne, surprinde-ne cu împuternicirea Ta. Doamne, nu după cum vrem noi, nu după cum am auzit, nu după cum ne-am obișnuit, nu după cum este modelul pe care noi îl avem în față. Doamne, surprinde-ne cu puterea numelui Tău. Atât de puternic să fie numele Tău revărsat peste noi, încât să se împlinească voia Ta, încât să vii împărăția Ta, încât să se sfințească numele Tău peste noi. Biserica Betania, Domnul te cheamă ca să te împuternicească în dimineața aceasta credința ta să fie întărită, puterea ta să fie putere dumnezeiască, urmele pașilor pe care vei călca să fie pașii lui Hristos, biruințele pe care le vei avea să fie biruințele lui Hristos. De deci, ce? Haideți să venim cu toții în rugăciune, chemând autoritatea numelui lui Isus Hristos peste noi, lăsându-L pe El prin metodele acestea biblice să ne reabiliteze în credință. Ne rugăm cu toții înaintea Domnului.